Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, chiar dacă afară este frig, promit să ne încălzim măcar pe frecvența gustului. Cum spuneam mai devreme, un ceai, un vin fiert, ce vreți voi și o supă cremă, ce vreți voi și vă face bine. Asta este, ne-am dezvățat de frig și e frumos să stai în casă la căldurică și să te uiți că afară este zăpadă, așa că dacă aveți un weekend care presupune și ieși din oraș și bucurat de natură, măcar și pe geam, haideți să și din punct de vedere alimentar să dezbatem un pic subiectul, pentru că în seara asta vă propun să vorbim despre combinații alimentare. M-am săturat să fiu întrebat dacă avem voie să mâncăm carne și, cu cartofi. Cu toții am crescut cu această combinație, nu am pus-o sub semnul întrebării, însă iată că acum, cu atâtea opinii în jur, ajungem să nu mai avem încredere nici în lucrurile banale. Deci, dragii mei, vă aștept să intrați în direct la 0372 069599 ca să vorbim despre combinații alimentare, ce cu ce merge bine, ce cu ce vă place, iar eu să vă aduc argumentele din punct de vedere nutriție, pentru că o să fiți surprinși, mâncarea combinată e aia sănătoasă, nu mâncarea disociată. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Și ca la orice început de emisiune, am să încep cu argumentele medicale, nu de alta, dar apoi vom intra în lucrurile legate de plăcere și nu mai avem chef de știință. Voiam să vă aduc argument, asta pentru asocieri și combinații, faptul că natura nu a pus într-un singur produs, într-un singur ingredient, toți nutrienții de care avem nevoie. Este un paradox sau aș putea spune o scăpare, sau poate cine știe, natura a vrut ca noi să mâncăm din toate câte un pic și din cauza asta nu ne-a dat, precum ursulețului panda, frunzele de bambus, să mâncăm un singur lucru, să ne săturăm și să fim și echilibrați nutritiv. Deci noi, ca și oameni, suntem omnivori, adică putem mânca din toate și trebuie să mâncăm din toate, tocmai pentru a lua, eu știu, ingredientele, nutrienții, mineralele, proteinele, grăsimile din cât mai multe surse și asta să însemne sănătatea. De ce spunem să asociem mâncarea și de ce vă spuneam că este un lucru interesant dacă ne uităm un pic la tot ce înseamnă ingrediente alimentare? De obicei, în produsele de origine animală, cum sunt carnea, peștele, brânza, oul, aici nu avem decât două din cele trei clase de macronutrienți, adică proteine și grăsimi. Vă reamintesc că la capitolul macronutrienți există trei categorii, glucidele, carbohidrații, făinoasele, așa, într-un cuvânt, proteinele și grăsimile. Ei bine, iată, în produsele de origine animală, vă spuneam, nu avem decât proteine și grăsimi, nici un gram de carbohidrați, de glucide. În schimb, în produsele de origine vegetală, cum sunt, eu știu, cerealele, legumele, aici avem foarte puține proteine, aproape spre deloc, deloc grăsimi, și avem, în schimb, din belșug, carbohidrați, adică amidon. Este o concluzie logică, dacă vrem să strângem într-o farfurie și proteinele, și grăsimile, și carbohidrații, trebuie neapărat să le combinăm. Deci nu avem cum să acoperim toată plaja de nutrienți. Din cauza asta, sau datorită acestui fapt, pentru că este un lucru pozitiv, în momentul în care în farfurie punem o bucată de carne, de pește, brânza sau oul, faptul că ele nu au deloc glucide, nu au deloc amidon, obligatoriu trebuie să fie însoțite de un produs făinos. Că punem cartofi, că punem două felii de pâine, că punem, eu știu, niște paste făinoase sau orez, cert este că farfuria corectă, din punct de vedere nutritiv, este cea în care carnea se combină cu cartofii, șunca și brânza se combină cu carnea, cu pâinea, iar la capitolul, eu știu, ou, trebuie și lângă el să avem un produs făinos, fie că este vorba de, eu știu, o felie de pâine sau de orice alt aliment din categoria cereale. Deci nu putem să le mâncăm separate unele de altele, disociate.
O să mă întrebați de ce a apărut disocierea sau, mă rog, de ce atât de multă lume se teme să combine carnea și cartofii? Ei bine, singurul argument al disocierii este slăbitul. Și aș vrea să știți că slăbitul e una, iar mâncatul sănătos e alta. Sunt lucruri diferite și atunci, da, când vrem să slăbim, ne apucăm să facem disocieri. De ce disociem? Pentru că carnea, adică grăsimea cu proteinele, n-au cum să fie transformate în depozite de grăsime, în kilograme în plus, dacă acolo nu avem un strop de făinos. Deci, iată, ceea ce din punct de vedere sănătate și echilibru este bine, pozitiv și recomandat, când vine vorba de slăbit, lucrurile sunt diametral opuse. Deci noi nu mâncăm carne cu cartofi, nu pentru că așa e sănătos, ci pentru că vrem să slăbim. Și atunci, disocierea are ca principal obiectiv slăbitul, deci în absența făinoaselor, carbohidraților, carnea ca atare și grăsimile nu pot, și brânza și oul nu pot fi transformate, indiferent, atenție, cât de mult am mânca, nu pot fi transformate în grăsime de rezervă, de depozit. Aș vrea, dragii mei, să vă fie foarte clar acest lucru. E vorba din nou despre obiectivele noastre. Dacă vrem să mâncăm, culmea, sănătos și să ne și placă, atunci da, mâncăm carne cu cartofi. Dacă vrem să ținem dietă și să mâncăm multă carne fără să ne îngrășăm, atunci, din păcate, cartofii trebuie tăiați din meniu și mâncăm carne goală, poate cu niște murături. Nu vă întreb dacă vă place sau nu, ce pot să vă spun este că, din punct de vedere sănătate și echilibru, nu e corect. Deci, iată, asta vreau să fie astăzi concluzia și învățătura zilei. Asociat înseamnă sănătos, disociat înseamnă dezechilibrat, cură de slăbire și dietă. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon la care vă aștept în direct să-mi spuneți ce combinații vă plac vouă, ce combinații faceți în meniul de zi cu zi, iar eu să vă dau argumentele dacă există din punct de vedere nutritiv. Avem un telefon în direct, bună seara! Alo! Cred că sunt eu. Bună seara, vă rog! Bună seara, Cornelia din Plești. Ei, doamna Cornelia, să știți că ați lipsit la o ediție a noastră în direct. Da, mă bucur că v-ați întors. Da, într-adevăr, am avut un pic de treabă, am gătit și am pierdut startul. Așa. Centrala, într-adevăr. Nu-i nicio problemă, suntem aici, iată, cam fiecare vineri. Și da, sper să vă placă subiectul din seara asta. Ce combinații? Chiar îmi place acest subiect. Este vorba de combinație. Combinațiile pe care le fac eu sunt cele românești. Așa. Și anume, exceptând varza cu sarmalele, în situația în care fac varză simplă, o fac simplă și în acel moment fac ou prăjit, cârnat prăjit alături. Deci tot combinați ceva. Combinați cârnații cu varză, da, ceea ce e bun. Da, fac combinații, într-adevăr. Deci ou, cârnat, cărniță, fripturică sau orez sârbesc cu ou, cârnat, cărniță, fripturică, chestie de pește, cartofi prăjit sau cartofi natur cu... Este imposibil să nu pun ceva lângă. Deci garnitura este prezent acolo unde aveți un produs garnitura din acesta însățios și... tipic românească. Apropo că tot vorbeați de varză cu cârnați, iată, sau eu știu, cu afumătură, cu ce mai fi la noi românii, eu am găsit o combinație interesantă, probabil că ați descoperit-o și voi dacă ați mers prin zona de Alsacia, Germania, graniță cu Franța. Ei, culmea, pe lângă acea șucrută, acea varză lor, eu știu, fermentată, pe care o combină cu cârnați și cu carne, ei au și un
platou interesant în care varza respectivă este combinată cu diferite sortimente de pește. Eu până acum recunosc ca și român că n-am știut că peștele merge bine cu varză călită, să zic așa, însă combinația de gust este foarte interesantă, tocmai pentru că iată acel acrișor din varză îi dă și peștelui o savoare deosebită, deci să știți că merită să încercați acolo unde noi suntem obișnuiți ca peștele să aibă, eu știu, cartofi naturi sau orez lângă ca și garnitură, testați și partea cu varza călită și veți vedea că este foarte reușită această combinație, măcar și pe criteriu că niciodată nu mâncăm suficient de mult pește cât ar fi recomandat în cărțile de nutriție. Poate așa cu varză o să vă placă și merge cu orice tip de pește, și cu pește alb și cu pește gras, deci vă îndemn să testați combinația varză-pește. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Bună seara, din nou avem un ascultător pe fir. Am dat drumul combinațiilor alimentare. Cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Ciobo mă numesc. Bună seara. Să știți că vă urmăresc de ceva vreme și atitudinea noastră de laissez-faire, adică de a lăsa să facă ce o vrea, sunt de profesie psiholog, ca etnie secui, și apropo de vață, știți ce am făcut astăzi? Vă rog! Vază fermentată, dată puțin cu ulei de măsline, și felii de ciolan prăjite, așa foarte, foarte puțin. Un pic rumenit, așa, cât să se încălzească așa, și să așa, se rumenească. Păi ce bine sună! Ce vreau să vă spun, ascultându-vă emisiunile noastre, ceea ce lipsește, sau poate că nu ați pus accentul acolo unde trebuie, că dacă mâncăm și mâncarea și toate plăcerile noastre pornesc de undeva. V-am spus că e secui, pentru că în maghiară anumite chestiuni se pot exprima mult mai ușor. Adică aveți cuvinte diferite pentru lucrurile acestea sau senzații diferite? Îmi place și faptul că sunteți psiholog și îmi place și faptul că ne aduceți un punct de vedere care, să spunem, ține de alte tradiții. Cum e la dumneavoastră cu plăcerea? Ia. Cu plăcerea. Plăcerea de a mânca. Și aproape și o chestiune. Avem genetică aparte, nu ca nație, noi ca oameni. Ca oameni, așa. Eu pot să mănânc absolut orice, pentru că așa mi-e genetica. Chiar, prin secuime, și aici vin cu explicația, la mine se vede că am mâncat dacă am scăpat mâncarea pe mine. În maghiară, lete, mă luăm, cu un singur cuvânt. E un joc cu prefixe și sufixe. Adică vreți să-mi spuneți că atunci când ați mâncat cu plăcere, între ghilimele, v-ați murdărit cu mâncarea, arată că ați mâncat cu adevărat cu plăcere? Asta îmi spuneți? Da. Exact. Păi îmi place recomandarea dumneavoastră, pentru că eu de obicei, nu numai că încurajez pe oameni, și probabil că ați văzut de-a lungul emisiunilor, cuvântul plăcere apare foarte des în discursul meu, tocmai pentru că medicii au uitat să mai vorbească despre plăcerea de a mânca și ne referim la mâncare doar așa în termeni științifici, dar acest murdărit între ghilimele cu mâncare trebuie încurajat, mai ales când vine vorba de copii. Foarte mulți părinți își cresc copiii, nu știu, să fie atenți, să nu se murdărească cu mâncare, să folosească tacâmurile, să fie un pic prea eleganți pentru vârsta lor, nerealizând, și asta am învățat-o de la o femeie în vârstă, undeva din zona Făgărașului, care foarte frumos mi-a spus:
că dacă ea nu mănâncă mămăliga cu mâna, nu știe când s-a săturat. Deci noi uităm că acest simț tactil contribuie foarte mult la senzația de sațietate și la satisfacția noastră alimentară, și preocupați fiind să nu mai atingem mâncarea, să nu ne mai murdărim cu ea, uităm să punem, să interacționăm și prin prisma acestei atingeri directe. Deci mâncarea trebuie mâncată cu mâna și nu e niciun fel de problemă și de rușine să ne murdărim cu mâncare. Sunt chiar restaurante care îți dau la sfârșit un castronel cu apă sau un șervețel umed să te ștergi pe mâini, să te curezi, tocmai pentru că puiul se mănâncă cu mâna, peștele, mai ales dacă este de dimensiuni mici, poate fi mâncat cu mâna. Și dragii mei, că tot am văzut zilele trecute și chiar vreau să fac așa un apel la nivelul întregii țări, vă rog din suflet, când vine vorba despre burger, luați-l așa cu amândouă mâinile și mușcați din el cu poftă. Nu se mănâncă burgerul cu furculița și cuțitul. Și nu în ultimul rând, că asta e strict românesc, gogoșile se mănâncă cu mâna. Vă promit, nu este niciun fel de greșeală la capitolul bune maniere. Chiar dacă sunt aduse frumos, elegant la restaurant, puneți mâna pe gogoașă și murdăriți-vă de grăsime, că abia atunci gogoașa e bună cum trebuie. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să vorbim despre combinațiile care vă plac și să vă spun din start că nu o să avem niciun fel de interdicții în seara asta. Orice combinație vreți să faceți, vă promit, este permisă. Avem un nou ascultător cu noi alături. Bună seara! Bună seara! Bună seara, doamnă! Cum vă numiți și ce combinații Lubirica. Faceți? Vă rog! Lubirica. Vreau să vorbesc despre un suc cu care îmi încep ziua și pe care l-am descoperit de ceva timp, cu efecte benefice, cel puțin pentru mine. Mă refer la păr, la unghii, la ten. Eu pun dimineața, am un storcător de acela performant cu rotații foarte lente. Așa. Și, care stoarce orice, și pun portocale, morcov, speclă roșie, chiar un speclă așa de mărimea unui măr, și 200 de grame, 150-200 de grame de coacăze negre, pe care le scot din congelator, că le avem din grădină. Și, această combinație, iată, de legume cu fructe, pentru dumneavoastră este un, să zic așa, o doză de energie și de sănătate. Să înțeleg că vă și place și vă și face bine. Are un gust extraordinar, este ca un fel de cocktail molotov pentru corpul meu la prima oră, pentru că îmi dă energie și bună dispoziție. Oh. Știu că nu sunteți o mare fan a sucurilor băute dimineața, dar faptul că l-ați combinat cu legume este un lucru bun, pentru că mai diluează, să zic, cantitatea de fructoză și atunci morcovul și sfecla compensează fructele și în final ajungeți la o, să zic așa, porție corectă. Și faptul că ați spus că bănuiesc că nu este stoarcere, ci mai degrabă un fel de le mixați într-un fel, câtă vreme nu aruncăm mult din pulpă și din fibre, atunci cred că smoothie-ul, dacă îl pot numi așa, adică faptul că rămâne pulpa în întregime, este varianta cea mai bună, tocmai pentru că noi adulții, nu că nu sunt eu fană, Doamne ferește, în comoditatea noastră, normal că ne mai simplu să bem precum bebelușii dintr-un biberon decât să mestecăm. Este foarte păcătos și periculos pentru simțurile noastre că tot ce bem, capul nostru zice că e apă și nu numără caloriile. În schimb, în momentul în care mestecăm, în sfârșit pricepe și el blegul, că altfel nu știu să-i spun, că a mâncat ceva. Deci aceleași fructe, sunt convinsă, bine, e greu cu sfecla și cu morcovul să o mâncați la primele ore ale dimineții așa ronțăite, dar fructele sunt, în momentul în care le mestecăm, noi și conștientizăm faptul că am mâncat și ne dă un alt tip de satisfacție decât atunci când bem un lichid. Deci e mai complexă și mai ne protejează silueta un pic consumul lor așa mestecate. Însă cu legumele e greu, într-adevăr, chiar trebuie să faci un efort să mănânci o sfeclă și doi morcovi, deci varianta de suc e cu siguranță mai comodă.
Și atenție, în momentul în care nu avem probleme de siluetă și nu abuzăm de astfel de, eu știu, băuturi, nu este niciun pericol. Deci eu nu vreau să se creadă că trebuie interzise freșurile și sucurile, însă porția corectă face diferența. Nu le bem cu litru, nu le bem câte 3-4 pahare pe zi, ci iată cum bine spunea și ascultătoarea noastră, își face un pahar dimineața și a luat doza de energie și gata, apoi în timpul zilei trecem pe mâncare clasică. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Un nou ascultător alături de noi, bună seara! Cum vă numiți și ce combinații deosebite vreți să ne aduceți în atenție? Da, bună seara! Bună seara! De la Târgu Mureș vă sun la mulți ani, pentru că n-am vorbit în anul ăsta. Bună seara, doamnă! Eu v-am sunat pentru că plăcerea e mai mare datorită faptului că eu mă ocup de ele. E vorba de carnea de bibilică. Deci asta nu e micul dejun, că deja e pe masa de prânz. Rog să mă credeți că în deliciu supa de tăiței din carne de bibilică. Deci fiartă să mănânci la prânz. E extraordinar! Deci numai când a zis supă deci cu tăiței și pe frigul ăsta e exact ce ne trebuie, așa e, pentru suflet. Sau cu grăluște. Și la noi mai bine. Dar aici avem nevoie de o bucătărească pricepută să facă găluștele pufoase, ca altfel. Da, și vă dați seama că totul, începând de la zarzavaturi, pentru că eu am aici o mică grădină, am o microfermă, deci am bibilici, am avut și iepuri, nu mai am, că au fost bolnav. Deci dar ce bine că ați adus în discuție, să știți, carnea de iepure, pentru că foarte multă lume îl pierde din vedere ca și sursă de proteină. Și este o carne extrem de gustoasă, din câte am înțeles, dacă știți că ați avut și o microfermă, am înțeles că ei se mulțesc repede și cresc repede, nu trebuie să crescuți intensiv, este o carne foarte curată și foarte, gustul ei este fin, exact, iar dacă mai este făcut și la cuptor așa, să nu fie prea uscat, este delicios. Sau să-l faci așa cum se face la tocănița de pui. Așa, ia ziceți-ne. Hai de mine. Și cum mă zic, eu deliciu, dar nu-și dă seama ce bună e carnea de iepure, senzațională. Așa e, aveți dreptate. Carnea de bibilică. Și bibilica noastră. Păi aveți, doamnă, două sortimente, cum să zic, deosebite, unul mai bun ca altul. Și când ziceți de tocăniță, puneți acolo cu sos roșu sau cum se face în zona dumneavoastră? Eu, știți cum o fac? S-au scăzut așa cu legume. Zic, la plezneală, cum zice Ardelean, cum apuc, cu puțină boiauă. Aha. Am găsit și din aia, boiauă din aia care o aduc la noi din Ungaria, deci produsă natural, sau am ardei din ăla tot așa, care l-am avut în grădină, l-am prăjit, sau așa l-am tocat, l-am pus în borcane și pun așa și cu ceapă din grădină. Așa. Deci vă dați seama, totul și morcov și nici nu m-aș fi gândit niciodată că pământul, deși am fost foarte, foarte, foarte împinsă de apropiații mei, că nu, aici nu se face nimic, nu știu ce, și uite că totuși știți ce îmi place la rețeta dumneavoastră și la combinația dumneavoastră? Prezența, așa cum ați spus, cu o bucată de mămăligă. Iată, este o altă variantă de făinos, de carbohidrați, pe lângă cartofi, pâine, orez, paste. Noi am cam uitat de mămăligă și ia să știți că ține, poate înlocui pâinea și cartoful în farfurie. Are și avantajul că tot trăim vremuri ciudate, că iată, este în ton cu moda, nu are niciun strop de gluten, porumbul. Și atunci, în loc de o felie de pâine, puteți pune două linguri de mămăligă, sunt echivalente, îngrașă la fel, însă gustul, mai ales dacă este făcută mămăliga dintr-un mălai cât mai mare, cât mai nerafinat, gustul acela de porumb este delicios și merge bine și cu tocănița, și lângă pește, și lângă carne, chiar și cu o bucată de brânză de burduf și cu 9 ochi, deci nu uitați de mămăligă în meniul nostru combinat românesc, pentru că
dă gust bun mâncării, dă gust bun. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Alo? Bună seara. Bună seara. Cum vă numiți și despre ce combinații vreți să ne povestiți în seara asta? Să dați bună radio un pic mai încet, să nu intrăm în microfonie. Mă scuzați. Vă rog. Păi nu știu, mai mult combinațiile astea cu pește, cu cartofi dulci. Bun. E bine. Se poate? Cum să nu se poată? Asta și spuneam, deci peștele înseamnă, iată, proteine cu grăsimi, n-are niciun strop de făinos, niciun strop de carbohidrat și atunci obligatoriu peștele trebuie să fie însoțit de o garnitură, iar dacă la garnitură puneți cartofi, orez, paste făinoase sau mămăligă, e în funcție de gustul fiecăruia și de preferința fiecăruia. De care pește mâncați? Păstrăv. Și este prăjit sau este saramură? Nu, mai mult la cuptor prefer. Ah. Tot pentru siluietă, pentru zic eu. Da, și ați judecat bine. Și cuptorul și saramura când e fript la plită și apoi cu un pic de iată, de zeamă din aceea care e cu apă, nu e nicio greșeală. Însă aș vrea să vă încurajez și să vă spun să nu vă fie frică de cartof. Foarte mult timp cartoful a fost pus în aceeași categorie de carbohidrați cu cerealele, uitând că el mai degrabă este o legumă, deci în stare crudă are peste 80% apă. Un cartof întreg, așa mărișor, are sub 100 de calorii, deci este echivalentul unei felii de pâine, deci nu e nimic dramatic, să nu credeți că un cartof, vai de mine, aduce cine știe câte calorii, însă contează foarte mult felul în care îl gătim, adică dacă respectivul cartof, iată, este fiert, făcut natur, rămân aceleași 90 de calorii, însă în momentul în care îl punem în combinație, că tot vorbeam de combinații cu grăsimea, atunci da, putem avea surprize. De ce? Pentru că cartoful absoarbe grăsimea precum un burete și nu doar cartoful. Și vânăta face lucrul ăsta, deci foarte multe, bineînțeles, pastele făinoase, orezul, toate aceste produse, amidonul absoarbe foarte rapid grăsimea și noi nu realizăm cât de multă grăsime ar putea fi, iată, într-un cartof piure sau într-un cartof prăjit. Cert este că de la cele 90 de calorii cât are un cartof crud, dacă adăugăm 3-4 linguri de ulei, am ajuns deja la 400 de calorii și atunci, să spun, cartoful respectiv nu mai este un prieten cu silueta. Este delicios, într-adevăr, combinat de amidon cu grăsime este fabuloasă, dar aduce multe calorii. Deci atâta vreme cât cartoful nu are grăsime adăugată, nu are niciun fel de risc pentru siluetă. Puneți-l liniștiți că lângă carne, lângă pește, lângă ce vă place vouă, chiar și lângă o bucățică de brânză, cartofii merg bine cu brânza. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Dragii mei, mă bucur că sunteți alături de noi. 0372069599 este numărul de telefon la care puteți intra în direct și iată, chiar avem pe cineva alături de noi. Bună seara! Alo! Bună seara! Cum vă numiți și despre ce combinații vreți să vorbim? Bună seara! Carmen din Brașov sunt. Vreau să vă să fac și eu o recomandare pentru o garnitură. Am descoperit într-o stațiune la Sân Giorgiu de Mureș un risotto de arpacaș excepțional pe care îl fac și eu acasă și mi-a plăcut foarte mult și a plăcut tuturor invitaților mei care au avut ocazia să-l guste și să-l mănânce. Ce idee frumoasă! Ce idee frumoasă, da. Doamnă, bravo! Vă mulțumim, da, pentru... Este la fel ca orice risotto făcut din orez. Cel din arpacaș are avantajele pe care unii le cunoaștem, dar
mai am două întrebări pentru dumneavoastră și mă bucur că ați abordat această temă. Aș fi vrut să spun chiar dacă nu era tema aceasta. De multe ne place să mâncăm cartofii prăjiți. Îi știm că nu sunt chiar cei mai indicați. Aș dori că să nu sunt spune. Dietetici, atâta, că altfel n-a ce să zicem. Da. Aș dori să ne spuneți în ce ulei ne recomandați să prăjim acești cartofi și cum să manageriem temperatura de fierbere, de coacere, dacă îi facem în ulei mai mult, în baie de ulei, cum se recomandă. Așa, bine ați spus. Aș spune, pentru o prăjire corectă, criteriile care trebuie să respectate sunt următoarele. Tocmai pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, tot ce înseamnă cartof absoarbe rapid uleiul, baia de prăjire trebuie, uleiul trebuie să fie încins. Deci nu avem voie să punem cartoful înainte ca uleiul să fie încins, pentru că el va sta în ulei și până când ajunge să facă acea crustă care împiedică intrarea uleiului la interior, el se va îmbiba cu ulei. Deci așteptați ca uleiul să fie foarte încins și să fie mult. Foarte important, în momentul în care scufundăm un produs pentru prăjire, el trebuie să fie acoperit în întregime. Este ca un fel de șoc termic. Uleiul încins la suprafața produsului, indiferent că e vorba de o gogoașă, de un șnițel sau de un cartof, creează această crustă crocantă care împiedică infiltrarea uleiului în preparat. Deci un cartof corect prăjit trebuie să fie rumenit și crocant la exterior, iar în interior să fie moale și pufos, dar atenție, fără să fie uleios. Deci un cartof corect prăjit nu are voie să fie îmbibat în ulei. Greșeala asta o facem de obicei în momentul în care prăjim într-o tigaie puțin înaltă și atunci uleiul este pus doar un deget pe fundul tigăii și eventual chiar și la chiftele trebuie să întoarcem, da, produsul respectiv, că e șnițel, că e chiftea sau rondele de cartof, trebuie să-l întoarcem ca să se prăjească pe ambele părți. Deci prăjitul corect este baie de ulei din abundență, uleiul bine încins. E, și la capitolul ce fel de ulei să folosim, se spune, de fapt nu se spune, este real, uleiul de măsline este cel mai stabil, însă să știți, uleiul de măsline are un gust aparte, este scump și în plus de asta impregnează produsul respectiv, îi schimbă gustul în final. Deci, din punct de vedere, experiența gustului nu este cea mai bună variantă. Important ar fi ca, mai important decât tipul de ulei ar fi ca el să fie aruncat după fiecare prăjire și atunci dacă considerați că vă puteți permite, luați un ulei, mai bine uleiul să fie mai ieftin și să-l aruncați decât să fie mai scump și să-l folosiți la prăjeli nenumărate. Fritozele din să spunem așa, din comerț, asigură o temperatură optimă și constantă, însă putem și acasă să punem ulei mult într-o oală și să prăjim în ulei mult. Ar fi ideal ca după prăjarea respectivă uleiul să fie aruncat. Oricum, nu-l folosiți la mai mult de 2-3 prăjiri, da? Chiar dacă nu-și schimbă culoarea, nu-l folosiți. Singurul domeniu în care, să zic, aș fi de acord cu uleiul de cocos și de palmier este la acest capitol pentru prăjit. Într-adevăr, ele sunt niște uleiuri vegetale extrem de saturate. În stare obișnuită la temperatura normală o să vedeți că se depun în sticlă precum untura, da? Sunt extrem de viscoase. Ele sunt foarte stabile la încălzire și nu dau niciun fel de gust produsului care este prăjit, deci nu impregnează cu gustul lor, sunt inerte ca și gust, așa că puteți să folosiți inclusiv ulei de cocos și de palmier, nu e niciun fel de problemă. Criteriul preț face diferența, să fie baie de ulei, să fie bine încinsă și schimbată cât mai des. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. În direct cu ascultătorii, mă bucur să fiți atât de numeroși alături de noi în seara asta și, din nou, bună seara, pe cine avem pe fir? Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți și ce combinații? Marius, mă numesc. Ia spuneți, domnul Marius, da, ce combinații vă plac alimentare? Da, mie îmi plăcea combinația, în special cu făinoase, pâine. Așa. Vreau să vă întreb un picuț, apropo de plăcere,
eu trebuie, încerc să fac o dietă și la un moment dat am, adică, cam că nu prea avea efect de dieta. Și la un moment dat o cunoștință, în discuții despre diete și așa, mi-a zis că ea este obișnuită fără pâine, fără, mănâncă mâncare fără pâine. Și chiar când mănâncă asociat cu pâine, îi se pare că îi strică gustul. Probabil, adică, cumva, discutam că papilele gustative i s-au format încât... I s-au deformat. I s-au deformat, da, da, da. Da, da, da. Da. Și mie e invers. Adică dacă eu mănânc fără pâine, mi se pare că lipsește ceva, ca să zic așa. Păi atunci haideți să facem așa o evaluare a stării dumneavoastră și să vă spun că dumneavoastră sunteți cel normal, între ghilimele, sau nu știu, între ghilimele, adică normalitatea este așa cum o simțiți dumneavoastră. Este firesc să asociem, iată, carnea, peștele, oul, brânza cu pâine și știm cu toții, viața are al gust când punem pâinea, da? Cum e să mănânci, eu știu, salată de icre sau salată de vinete sau salam de Sibiu fără pâine. De, cu siguranță nu te îndeamnă să mănânci prea mult. Care este argumentul din punct de vedere slăbit? În momentul în care apar făinoasele în meniu, se produce o variație a glicemiei, iar glicemia din sânge, în momentul în care crește, atrage după sine secreția de insulină. Ei bine, acest hormon insulina, care are rolul să normalizeze, să scadă glicemia, are un rol secundar păcătos. Și anume, ia toată glucoza din sânge și o transformă în grăsime și o duce în depozitele de rezervă. Deci insulina este principalul hormon care fabrică grăsime în organism și atunci au venit nutriționiștii și au spus, în momentul în care mâncați proteinele și grăsimile fără făinoase, fără pâine, atunci nu mai avem insulină, n-are cine să mai fabrice grăsime în organism. Deci, dragii mei, funcționează, dieta disociată chiar dă rezultate, slăbitul este spectaculos, însă pierdem plăcerea gustului. Or, noi suntem aici să facem o pledoarie pentru sănătate și plăcere, așa că haideți să mâncăm un pic mai puțin cantitativ, însă să facem combinații de mâncăruri, pentru că abia când e combinat, e gustos și echilibrat. Vă mulțumesc și pentru seara asta pe care am petrecut-o împreună și vă aștept vinerea viitoare cu un alt subiect. Cât se poate de delicios. La revedere! Weekend bun! Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.